slăbești și să-ți menții apoi noua greutate nu este deloc ușor. Doar 5% dintre persoanele obeze reușesc să scape definitiv de kilogramele în plus. Obezitatea este o boală, cum o recunoaștem? Noi ca medici o recunoaștem în primul rând printr-un calcul care se numește indice de masă corporală și care este un raport între greutate și înălțime și care are 3 intervale. Peste 30 pacienți se situează în indice de masă corporală de obezitate gradul 1, 30-39 gradul 2 și tot ce este peste 40 discutăm despre obezitate morbidă. Care sunt efectele negative ale obezității? Efectele negative sunt multiple. Pacienții obezi au o speranță de viață mai mică decât cei normoponderal între 7 și 10 ani. Toate lucrurile astea se produc prin mai multe suferințe. Suferința metabolică, care se referă la un diabet de tip 2, care apare aproape constant la pacienți după anumită vârstă, pacienți cu obezitate. Dislipidemia, creșterea nivelului de grăsimi în sânge. Toate astea ducând ulterior la o suferință cardiovasculară, accidente vasculare cerebrale, infarcturi miocardice. Alte efecte constante sunt cele care apar pe articulații, osteoartrite, suferințele articulațiilor, articulații care suportă greutate mult mai mare la pacienții obezi decât sunt constituite a suporta la pacienții normoponderali. Atunci când dieta sănătoasă, sportul nu ne mai ajută în lupta cu kilogramele în plus, ce variante avem? Avem varianta chirurgiei obezității, care este o chirurgie care are un istoric de 50-60 de ani în lume și cam de 20 de ani în România. Este o chirurgie care presupune vreo 4-5 procedee chirurgicale, în principal două care au eficiență și efecte benefice remarcabile. Mă refer aici la mișorarea de stomac, care înseamnă realmente mișorarea volumului stomacului, iar cea de-a doua este bypassul gastric, care înseamnă pe lângă mișorarea volumului gastric și o redesenare a circuitului digestiv. Ambele intervenții se fac laparoscopic, durează în jur de o oră și au efecte atât pe termen scurt și mediu, cât și pe termen lung. De ce unii, după aceste intervenții, slăbesc, apoi kilogramele revin? Pentru că n-au înțeles un principiu foarte important, faptul că partea chirurgicală este o jumătate din rezolvarea problemei, cea de-a doua parte le aparține în sensul menținerii. Ei trebuie să înțeleagă că nu pot continua să își trăiască viața din punct de vedere al obiceiurilor alimentare ca înainte de operație. Trebuie să-și schimbe felul în care trăiește și mai ales felul în care se alimentează și atunci ei trebuie să rămână la un număr de 3 mese pe zi, fără a mânca între mese și evident a nu face exces de sucuri dulci, de dulciuri. Deci fără o schimbare pe termen lung a obiceiurilor personale, nu ne putem aștepta la rezultate pe termen lung.